Unica soluție ca moldovenii să întoarcă acasă, asta că ne-i vin, spre exemplu, de sărbătorile de Paști, să vadă că se mișcă lucrurile în țară și ei să nu vrei să pleci singur, Gheorghe. Asta tot îi zvizdioși, că azi chemăm diaspora acasă, e singura să vii și n-ați vrei să pleci, că n-ați vadă, să construiești în sat un complex de vite. Opa, fundamentul, dar și cu noi, să băi, să construiești o școală nouă, să construiești grădiniță, s-o scos banii care stau înghețați. Noi avem o rezervă despre care azi discutăm separat într-o zi, cred că chiar într-o conferință de presă, în rezervele băncii naționale, bani care nu, nu sunt folosite în interesul cetățeanului, ca să putem da apartamente în ipotecă. Noi azi putem da în ipotecă apartamente, domnul Gonț, 0. Mă duci și vorbesc, 0%.